Salutare tuturor, noi suntem Atâscutim și bine v-am regăsit la un nou episod. Știm, miercuri trecută nu am postat clip, dar astăzi vom customiza niște Nike-uri aici, vedeți? O să facem ceva mai special, tocmai pentru că n-am reușit să postăm miercuri trecută. Da. Ne pare rău că s-a repetat, sperăm să nu se mai repete. Da, le customizăm. Și vă lăsăm cu un scurt montaj, cum le dăm jos și returile și restul. Curățăm și toate lucrurile. Aici ne apucăm să scoatem și returile. Păi aia era discreta masă. Ok, deci Andrei a terminat sketch-ul, l-a făcut și aici. Și în rest v-am lăsat alb aici semnul. Da, că nu mai are aici am putea de făcut. Să mai facem astea, știi, cusăturile astea negre, fiecare în parte. Hai să vedem la final. Da. Și aveți un scurt montaj aici acum, de Andrei. Gata, am dat una filmare. Gata, am terminat la mine. Asta e a doua parte. Și asta e prima. Și acum așteptăm să se usuce. Andrei a terminat ambele părți. Asta e a doua. Pe prima ați văzut-o. Și acum mai lucrez ceva aici. Și mai lucrează aici la o epopetă ceva. Gata, deschidem aici. Și să-i dăm drumul. Ok, suntem aici la a treia zi și acum aduc iar toate chestiile aici, am pensulele, să le aduc adidașii, o să vină Vlad cu ele sus. Da, e și Dami aici. Gata, am adus aici cutia cu adidașii, așa spun acum, am mai făcut asta neagră, dar cred că ați văzut și bucata asta de aici, off-camera, pentru că am zis să nu vă țin. Trebuie să fac și bucata asta de aici neagră, ca aici, și după aia vom face toată asta de aici, de la șireturi, galbenă, și vom desena peste ea, ca și cum am făcut și aici, la semnul Nike. Așa că, gata, am pictat aici și așteptăm acum să se usuce. Put aici să pictez și până acum este destul de bine. Gata, am terminat aici de făcut la șireturi de pictat. După cum vedeți. Și
Ne vedem direct când facem ultima parte aici în spate. Aveți aici rezultatul final. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Astăzi am făcut ceva mai diferit și mai complicat, să spunem, pentru că n-am postat miercurea trecută și am zis să ne revanșăm cât de cât. Noi am fost atât scuting și ne vedem data viitoare. Pa!